Iubitorii sportului pugilistic, sport marțial strategic, au arătat zilele acestea la Târgu Mureș în cadrul finalei campionatului național de senior la box câtă tărie de caracter și putere stă în trupurile sportivilor gata de atac în orice moment. Arbitrul principal al acestei competiții a fost Adrian Diaconu, zis și Rechinu, fost campion mondial de profesioniști, însoțit de o brigadă de arbitri internaționali. Sunt prezenți trei vicecampioni europeni, unul dintre ei, vorba de Juratoni Bogdan, este vicecampion european chiar de seniori și medaliat cu bronz la campionatul mondial de seniori. Sunt în turneu doi sportivi tineri care anul trecut la campionatele europene au luat argint, anul acesta fac pasul spre senior și este de asemenea prezent staful Federației Române de Box. După ore în șir petrecute în sala de box, multe sacrificii, multă sudoare și mușchi lucrați la maxim, rezultatele sunt încurunate de succes, boxul ajungând să fie un mod de viață pentru cei mai mulți practicanți. Pentru mine aș putea să zic că e o parte din viața mea. Îl practic de aproximativ 6-7 ani, mici pauze între ele, între ani. Mă aștept să ajung cât mai departe, dacă se poate, până la europene, nivel mondial. A fost greu? Primul meci, da, ca primul meci. Ne pregătim pentru altceva, știți, facem pregătire pentru altceva. Mie trebuie mai multe meciuri ca să încerc să mă simt mai bine la ritmul meu. Clubul Dinamo a venit la Târgu Mureș cu 6 sportivi de performanță și speră să obțină 6 titluri. De când sunt copilași, de la vârsta de 10-12 ani, îi sacrifică copilăria pentru a face marea performanță. Cu câți sportivi ați venit astăzi? Cu 6. 6 sportivi și sper să iau 6 titluri. Noi suntem clubul Dinamo, avem cei mai buni sportivi deocamdată. Din Europa și din lume. Astăzi a avut loc finalul campionatului, cei mai buni boxeri fiind premiați cu diplome, cupe și medalii. De asemenea, aceștia s-au calificat în etapele următoare ale campionatelor din țară și străinătate.